Eu nu mi-am iubit părul, uite ce s-a întâmplat. Glumesc. O să vorbim puțin despre păr. Mai exact, dacă îți iubești părul, cu siguranță obișnuiești să mergi la salon. Dacă nu obișnuiești să mergi la salon, la fel, rămâi până la final, cu siguranță vei afla câteva lucruri interesante. Dacă mergi la salon, e posibil să, nu știu, ai apelat la un serviciu și la final ți s-a părut că prețul, nu știu, a fost cam mare sau cam scump. Sau e posibil să fi mers în saloane, diferite saloane, să ceri informații, să te interesezi de un serviciu și ai întrebat despre preț. Da? Ai avut informații despre preț și când ți s-a comunicat prețul, ți s-a părut că este puțin cam mare sau exagerat, așa mai departe. Ce vreau să prezint în acest video? Primul lucru, aș vrea să îți prezint niște calcule și să-mi spui la final dacă ți se pare în continuare un serviciu la salon scump, foarte scump sau, nu știu, exagerat. În primul și în primul rând, am făcut deja niște calcule, am să merg repede prin ele ca să nu te plictisesc. Ca să înțelegem mai bine de ce un serviciu costă cât costă, am făcut niște calcule medii, da? Deci n-am făcut nici prețurile la produse, la cheltuieli, așa mai departe, n-am pus nici cele mai scumpe, nici cele mai fine, am făcut o medie, da? Ceea ce vreau să specific, să punctez, este că toate calculele pe care le-am făcut, le-am făcut pe un serviciu și este prețul minim care ar trebui plătit. Da? Deci ceea ce va ieși ca rezultat final este prețul minim. Și o să vedeți că multe dintre voi ați plătit mult mai puțin, probabil plătiți în continuare mult mai puțin, foarte puțin, foarte puține dintre voi cu siguranță ați plătit mai mult pentru un astfel de serviciu. Așa că rămâi până la final să vezi despre ce este vorba. Bun. O să începem cu cheltuielile localului, da? Să zicem cheltuielile salonului. În primul și în primul rând, majoritatea dintre saloane plătesc chirie pe un spațiu comercial. O chirie pe piață medie este undeva la 500 de euro. Da? Poate fi de la 300 până la 1500-2000 de euro. Da? Depinde de zonă, de oraș și așa mai departe. Nu intrăm foarte mult în detalii. Acum, cei 500 de euro, dacă ar fi să îi socotim în următorul fel. Să zicem că lucrăm 22 de zile pe lună, 8 ore pe zi, asta ne va ieși la... ne va ieși pe oră un cost de 3 euro rotund, da? Am rotunjit ca să fie calculele simple, asta înseamnă 14 lei pe oră. Da? Deci eu am nevoie de 14 lei pe oră, trebuie să-i produc cumva, să-i scot de undeva ca să pot să-mi plătesc la final de lună chiria. Deci avem odată 14 lei. După chiria avem facturi, apă, curent, căldură și așa mai departe. La fel, am pus un cost foarte, să zicem așa, minim, da? E posibil cineva să aibă costuri mult mai mari, cineva să aibă costuri mult mai mici. Toate calculele pe care le-am făcut pe bază la cheltuielile pe care le am eu și din ce am mai zis de la alți colegi. Deci facturi avem undeva la 10.000 de lei pe an, da? Pentru că vara nu consumăm aproape deloc căldură. Curent consumăm mai puțin pentru că nu aprindem luminile atât de des. În schimb, iarna avem costuri mai mari și atunci calculul corect îl putem face pe an. Și atunci ar veni undeva la 10.000 de lei pe an și la fel dacă împărțim la 12 luni, la 22 de zile lucrătoare și la 8 ore pe zi, ne ies pe oră 53 de lei.
Deci avem deja 53 de lei trebuie să producem pe oră ca să în plus ca să putem să ne plătim facturile. Avem cei 14 lei de la chirie și aici mai adaug contabila, da? Pentru că și contabila trebuie să o plătim. Contabila de obicei o plătim lunar. O contabilă medie este undeva la 400 de lei. La fel, dacă e să împărțim totul la câte zile lucrăm și la orele care lucrăm, ne vin 3 lei pe oră. Dacă e să adunăm 14 cu 53 și cu 3 lei, ne ies fix 70 de lei pe oră. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu pe oră trebuie să produc minim 70 de lei ca să pot să-mi plătesc chirie, să pot să plătesc facturi, să pot să plătesc contabilă. Da? Deci astea sunt lucrurile principale de care, fără de care nu putem funcționa, da? Ca și locație. Deci 70 de lei pe oră doar ca să îmi plătesc facturile. Acum, câți dintre voi sau da, câți dintre voi mergeți, nu știu, să vă tundeți vârfurile, să faceți o tunsoare, a stat cel puțin o oră și ați plătit mai puțin de 70 de lei. Deci acolo deja ați plătit mai puțin de 70 de lei. Acel om deja din start l-a ieșit probabil pe minus. Acum sunt persoane care, bineînțeles, nu au, poate nu plătesc chirie, au locație proprie și așa mai departe, dar e o altă discuție. Dar doar ca să vă faceți idee. Deci, doar din cauza că ocupați acel scaun în salon timp de o oră, trebuie omul să încaseze minim 70 de lei de la voi, fie că e tuns, fie că orice ar fi un spălat și așa mai departe, da? De ce costă atât? Este doar din cauza că numai facturile sunt care sunt, plus că omul trebuie să și trăiască din, da? Nimeni nu și-a deschis un salon doar de hobby și de mânca mănâncă de la vecini sau ce știu eu de unde, nu. Deci omul mai trebuie să pune ceva pe lângă ca să poată să trăiască și el, pentru că are și acasă facturi, are acasă copii, are familie de întreținut și așa mai departe și deja vedeți prețurile cum încep să crească, da? Bun, am zis că avem nevoie de 70 de lei pe oră doar ca să ne plătim facturile. Bun. Acum am făcut, în continuare să fac un exemplu simplu pe un vopsit de păr. Eu mă ocup de păr, de coafură și de asta mi este mai ușor să fac un calcul. O să presupunem că vine o clientă sau chiar tu mergi într-un salon și vrei, ai o culoare pe păr și îți dorești o altă culoare, da? Și o să vorbim despre un păr mediu, nu vorbim despre păr lung, despre păr scurt, un păr până la umeri, da? Să zicem că ai o culoare pe păr și dorești o altă culoare. Calculul este următor. O pudră de colorantă profesională, bineînțeles, pentru că lucrăm doar cu produse profesionale. La fel, am zis, nu am ales brandurile cele mai premium, nici cele mai nașpa, am ales ceva de zona de mijloc, da? Deci avem o pudră de colorantă la 500 de grame, costă 200 de lei. Acum, să presupunem că pentru părul tău sunt nevoie de 100 de grame. Dacă sunt nevoie de 100 de grame, asta înseamnă 40 de lei 100 de grame, da? Deci acesta este produsul pentru decolorare, 40 de lei. După care va trebui să vin să pun o vopsea, să-i dăm o culoare părului, da? Pentru că ai ales o culoare. O vopsea profesională cu tot, cu oxidant și așa mai departe, este undeva în jur de 40 de lei, da? După care se mai adaugă și consumabile, mănuși, pelerine, șervețele, prosoape de unică folosință, șampon, mască și așa mai departe, da? Ce mai este? Fixativ, ulei și așa mai departe. Aici am trecut 10 lei. Deja dacă este să socotim, avem odată 40 de lei pudra, 40 de lei vopseaua, 10 lei consumabile sunt deja 90 de lei, da? Acum, aici
sunt produsele pe care le folosim, da? Ceea ce consumăm, consumabile, da? Vopsele și așa mai departe. Acum există și o manoperă, da? Pentru că eu, de exemplu, trebuie să cer clientei 90 de lei ca să recuperez banii pe produsele pe care le-am folosit, da? Pentru că eu le-am cumpărat și trebuie să-mi recuperez banii. Bun. Acum am 70 de lei cheltuielile salonului plus consumabilele și mi-am plătit toate facturile. Acum trebuie să trăiesc și eu din ceea ce fac, da? Și atunci eu trebuie să adaug o manoperă pe oră, da? Pentru că și eu trebuie să câștig pe oră ca la finalul lunii să pot să-mi plătesc și eu ce mai am în viața mea de zi cu zi, cheltuielile mele și așa mai departe. Și atunci am o manoperă pe oră. O manoperă pe oră am să pun, să zicem, până în 10 euro. Da? Un necalificat în România câștigă undeva la 7 euro, mi se pare. Nu mai știu exact, așa să zic, preț fix. Eu nu sunt necalificat. Eu am făcut niște studii, da? Am investit niște bani. Și atunci, cumva, sunt o persoană calificată. Ca și persoană calificată, un minim de 10 euro merit pe oră, da? Deci aici oricum e discutabil, dar de dragul exemplului, să facem lucrurile simple, punem 40 de lei pe oră, da? Ca și manoperă, adică cunoștințele mele, studiile mele, ce le-am făcut până în prezent. Ok. Ca și lucrare, din experiență pot să vă zic, durează undeva la 5 ore, da? Eu dacă fac un calcul, 40 de lei pe oră ori 5 ore, vine 200 de lei. Și atunci, 90 de lei cu 200 de lei este 290 de lei produsele plus manopera, da? Adică serviciu în sine, este 290 de lei. Doar că să nu uităm că pe oră avem acei 70 de lei care pe mine mă costă salonul, da? Ca să țin salonul deschis, contabilă, chirie și așa mai departe. Atunci acei 70 de lei care sunt pe oră trebuie să-i înmulțesc și pe ei cu 5 ore, da? Pentru că 5 ore am stat în salon, am consumat, trebuie să îmi scot, cheltuielile. Și atunci la cei 290 de lei, da? Costul serviciului, mai adaug 70 ori 5 care vine 350 de lei. 350 de lei plus 290 de lei sunt 640 de lei. Și aici țineți cont că nu am adăugat. Mai există contract de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. Mai sunt controlele la prize, la instalații electrice care trebuie să facem periodic. Mai există cheltuiel cu produsele de curățenie și de pentru dezinfectare. Plus că după program cineva trebuie să rămână să facă și cura, da? Și acolo se pierde o oră. Acea oră la fel, nu o plătește nimeni. Deci sunt costuri care încă nu le-am adăugat, dar de dragul exemplului, ca să fie simplu, așa cum am zis, un astfel de serviciu, un salon, ar trebui să coste minim 640 de lei. Deci cine lucrează sub, cine a plătit sub astfel, sub suma aceasta pentru un astfel de serviciu, rugămintea mea ar fi să îi apreciați pe cei care se ocupă de părul vostru, fie că e vorba de coafeze sau de un hair stylist sau stylist, cine, la cine mergeți. Să-l apreciați pentru că acel om cu siguranță face eforturi ca să poată să activeze pe piață, să-și plătească cheltuielile și așa mai departe. Cine a plătit mai mult, cu siguranță costurile sunt justificate. Am făcut intenționat acest video ca să înțelegeți, ok, băi, pare cam scump, da, e posibil la prima vedere să pară cam scump, dar prețurile sunt justificate. Dacă stați și socotiți și ați socotit cu mine, ați văzut că în mare parte din sumă, mai mult de jumătate de sumă, sunt costuri, cheltuieli, produse și așa mai departe, cu ceea ce rămâne omul la final e foarte, foarte puțin, da? Deci nu se va îmbogăți nimeni din
saloane și așa mai departe. Acum, bineînțeles, cei care au saloane, au un salon mai mare unde au angajați, acolo cu siguranță cheltuielile sunt mult mai mari, da? Acum, eu înțeleg că sunt și colegi care, cum să vă zic, măcelăresc păr sau nu sunt foarte bine pricepuți în acest domeniu. Tocmai acesta este și motivul. Lucrează la prețuri foarte mici, da? Și atunci, dacă ei lucrează la un preț foarte mic, nu își vor permite nici să investească în cursuri, da? Pentru că un curs de un curs bun, bunicel de din domeniul beauty este undeva la 2500 de lei, da? Recomandarea mea și cel puțin ceea ce fac eu este minim un curs pe an să-l faci de specializare, pentru că apar tehnici, noi produse, noi și așa mai departe, da? Clientele vin cu poză, vreau așa. Bun, eu ca să fac așa ca în poză, nu m-am trezit azi dimineață cu tehnica învățată, da? Eu de undeva trebuie să învăț acea tehnică. Și dacă este cerere, bineînțeles, va trebui să mă duc la un curs de specializare și să îmi iau informația, da? Ca să pot să ofer acel serviciu. Dar eu, dacă nu sunt suficient de bine plătit, de unde să scot acei bani ca să pot să îmbunătățesc calitatea serviciului, da? Deci, după cum vedeți, dacă e să mai luăm în calcul și cursurile care trebuie să le facem anual de specializare, nu mai vorbim despre investiția inițială, da? Deci o lăsăm deoparte, dar am vrut să fac așa un pic de claritate în zona asta a salonului, a prețurilor. Am văzut că cumva este percepută greșit. Așa cum v-am zis, contează, bineînțeles, foarte mult și unde mergeți, da? Cei care sunt mai puțin pricepuți, nu e pentru că o fac intenționat, e pentru că nu și-au permis să se actualizeze ca informație, să participe la cursuri. Iarăși veți vedea, un profesionist niciodată nu va face 5 cliente odată, da? Un profesionist adevărat se va ocupa de o singură persoană. Dar gândiți-vă, mergeți să vă faceți o operație. Cum vi s-ar părea un doctor care vă operează să opereze 5 persoane odată, da? Să opereze un pic la voi, un pic la celălalt pacient și așa mai departe, da? Deci un profesionist niciodată nu vă face 2, 3, 5 cliente deodată, da? Pentru că sunt riscuri să stai cu pudra mai mult pe păr, sunt riscuri să stai cu vopsea, stai cu vopsea mai mult pe păr, nu e chiar un risc, dar cu pudra stai mai mult pe păr, există riscuri, da? Și atunci se întâmplă la final rezultatul să nu fie cel mai bun și așa mai departe. Dar cu siguranță la astfel de colegi, prețurile nu sunt prețurile destul de mici pentru că își au rostul să fie, da? Pentru că dacă faci 5 cliente într-o oră, îți scoți cum ar veni cheltuiala, doar că, bineînțeles, rezultatul își pune cuvântul, da? Deci rezultatul va avea întotdeauna de suferit. Acum sunt curios dacă în continuare crezi că mersul la salon sau prețurile într-un salon sunt scumpe. O mare atenție să nu confundăm scump cu nu îmi permit. Scump e ceva ce mi-am cumpărat, l-am testat și într-adevăr nu și-a meritat banii. Atunci pot să zic că acel produs este scump. Dar dacă mă duc și mă uit într-un magazin la un produs care nu l-am testat niciodată și văd doar prețul și spun că e scump, nu e scump. E chestie că nu pot permite eu. S-ar putea ca acel produs să fie foarte bun sau peste așteptările pe care le ai și în comparație cu raport calitate-preț. Dar s-ar putea să fie peste ca și calitate și să fie totuși un preț foarte bun, deci nu un preț scump. Lasă-mi, te rog, un comentariu și spune-mi care este părerea ta.